E o bucurie să fim din nou împreună. E o zi deosebită. Am început-o într-un fel netradițional și totul continuă în felul acesta. Nu e obișnuit să venim aici decât la ora 6. Dar mulțumim Domnului pentru părtășia care am avut-o și care continuă în casa Domnului. Să lăudăm pe Domnul prin cântare. Ea înseamnă binecuvântările, spune refrenul. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Amin. Să venim înaintea Lui în rugăciune. Doamne, ne-ai învățat de dimineață să numărăm binecuvântările și să venim înaintea Ta în rugăciuni de mulțumire și îți mulțumesc pentru că ne dai harul acesta ca și copii ai Tăi să putem să recunoaștem, Doamne, multe din binecuvântările pe care ni le-ai dat fiecăruia dintre noi. Primește-ne în seara aceasta și te rugăm frumos să lași ca fiecare dintre noi să putem să avem aceste cuvinte de laudă pentru Tine. Binecuvintează și timpul pe care îl petrecem împreună. Te rugăm, întărește-ne, Doamne, chiar dacă în trupurile noastre poate că suntem obosiți și te rugăm frumos, Doamne, însă să lași ca inimile noastre să fie pline de bucurie înaintea Ta. Îți mulțumesc pentru părtășia care am avut-o împreună în ziua aceasta. Continuă să fii prezent în mijlocul bisericii Tale. Te rog să binecuvintezi pe seara, Doamne, și pe fratele Claudiu și Mirela.
Doamne, îndură-te și de situația aceasta. În mijlocul bucuriei, câteodată îngădui și întristarea, dar te rugăm frumos, dă vindecare, Doamne, și dă tărie. Binecuvintează, te rugăm, toți copiii bisericii. Păstrează-i, Doamne, de orice rău care se poate întâmpla. Binecuvintează toți frații și surorile. Și lasă, Doamne, ca și cuvântul Tău în seara aceasta să fie o binecuvântare pentru noi. Binecuvintează-L pe fratele Aninoiu. Și lasă, Doamne, ca tot ce facem în numele Tău să fie o binecuvântare pentru noi toți. Amin. Amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul. Mai un munte, mai un drum, trec prin apă și apoi am să ajung, mai o vale am de trecut, până mă vei muta în casa mea. Vom avea momentele de rugăciune și în după masa aceasta aș vrea să medităm la aceste cuvinte pe care le-am citit. Când le-am citit pentru prima dată, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. M-am gândit ce văi, și acum am cântat în seara aceasta, ce munți,
ce mocirle, ce gropi prin care am trecut fiecare dintre noi și prin care vom mai trece. Pentru că Domnul Iisus nu ne-a dat un munte, nu ne-a dat numai văi. Această experiență a munților și a văilor nu este altceva decât crucea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să o purtăm. Suntem de acord cu lucrul acesta? Așa ne-a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea când? În fiecare zi. Dragii mei, când crucea apasă destul de greu, e greu să ai nădejde. Ai nădejde pentru o vreme, dar când problemele vin, când crucea apasă greu, David însă spune atât de extraordinar și aș vrea ca în aceste momente de rugăciune să ne gândim la felul în care Dumnezeu s-a plecat spre fiecare dintre noi. Îmi pusesem nădejdea, însemnează că există acea temelie a credinței. Și când aștepți ca Dumnezeu să intervină în problema cu care ne confruntăm fiecare dintre noi sau problemele, aștepți ca cu adevărat El să se aplece, El să asculte, să răspundă, să intervină în problemele cu care ne confruntăm. Câteodată răspunsul la rugăciune nu vine imediat. Câți dintre dumneavoastră știți că Dumnezeu câteodată își ia dreptul acesta să nu răspundă imediat la rugăciunile noastre? Întrebarea însă este, rămânem în aceeași nădejde care am avut-o la început, atunci când am strigat către El? Există a doua parte despre care Apostolul Pavel vorbește. Când Dumnezeu ți-a făcut ceva, ce facem noi pentru ceea ce ne-a făcut Dumnezeu? David spune, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Dragii mei, cântarea este frumoasă întotdeauna atunci când suntem împreună. Și ne bucurăm să avem acest moment de părtășie, de cântare. Și poate cântăm, pentru că toți cântă. Întrebarea însă este, a pus Dumnezeu în mod personal acea cântare? Și cântarea aceasta nouă nu este altceva decât rezultatul unei înnoiri pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Mulți care s-au întors la Dumnezeu și au fost cântăreți de muzică populară, Dumnezeu i-a folosit să facă cântări spre slava lui Dumnezeu. Un exemplu sunt frații Grozea. Este în demnul cuvântului lui Dumnezeu în seara aceasta să aducem înaintea lui Dumnezeu laudă numelui Său și atunci când nu suntem împreună. Și atunci când suntem singuri, oriunde am fi, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Am întrebat, cine sunt cei ce aud cântările noastre? Mulți au văzut lucrul acesta. Cine-i mai aude pe copiii lui Dumnezeu cântând? După masa aceasta, ne-am bucurat de o părtășie deosebită și am avut ocazia să stăm de vorbă unii cu alții și la masa unde, de fapt, m-am mutat la a doua masă de unde am stat prima dată și cu fratele Aurel am discutat mult despre copii. Dragii mei, părinții care au în gura lor o cântare nouă, o cântare de laudă pentru Dumnezeu, copiilor au șansa să audă lucrul acesta. E adevărat că suntem atât de ocupați, suntem într-o alergare continuă. E adevărat că este greu câteodată
să facem ceea ce noi știm că trebuie să facem în familiile noastre. Dar aș vrea să nu uităm, lauda pentru Dumnezeu trebuie să continue unde? În casele noastre. Întâi în inimile noastre și apoi în casele noastre. Pentru că sufletul care aduce laudă, ce face? Îi mulțumește lui Dumnezeu. Îmi dau seama că după mâncărurile care au fost atât de bune și mulțumesc tuturor acelora care au sacrificat de timpul lor de ieri și au pregătit, totul a fost extraordinar, parcă am fi fost la o nuntă. Mâncare din destul, mâncare gustoasă, totul a fost foarte bine. Știți ce văd eu însă pe fețele dumneavoastră? Rezultatul acestei mâncări. Și cum v-am mai spus și am spus și la masă, fie Domnul cât de mic, după masă, doarme un pic. Ne-am inversat programul. De obicei mâncăm și ce facem? Ne odihnim puțin. După masa aceasta avem harul să avem împreună cu noi pe fratele Aninoiu și dânsul la vârsta dânsului de 87 de ani. Dumnezeu îi dă putere și nădăjduim ca Dumnezeu să-l folosească și să vorbească Dumnezeu prin fratele Aninoiu și să ne dea un cuvânt care să ne învioreze pe fiecare dintre noi, întâi de toate în sufletele noastre și apoi și în trupurile noastre. Și aș vrea să facem înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi această analiză a nădejdii. Mai nădăjduiești în ceea ce ceri de la Dumnezeu? Cât de ușor este să ne rugăm pentru cineva ani de zile și dacă nu se pocăiește să zicem, măi, oare mai are rost să mă rog? Nădăjduiește în Domnul. Dacă El s-a plecat spre mine, spre fiecare dintre noi, dacă El ascultă, dacă El încă scoate din groapă, dacă El este acela care ne ridică din orice situație prin care trecem, dragii mei, trebuie să-L lăudăm pe El. Amin? Toți avem, așa cum fratele Jeff ne-a îndemnat azi dimineață, gânduri de mulțumire. A fost un lucru deosebit să începem cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și mântuirea, cred că, este lucrul cel mai extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Amin? Dar câteodată există și situații prin viață în care suntem frământați și zdruncinați și câteodată chiar zdrobiți. Aș vrea să continuăm să ne rugăm unii pentru alții. Dacă n-ai nicio problemă în seara aceasta, vrea să te gândești la cineva pe care îl știi, care trece prin probleme. Am anunțat nume de fiecare dată când venim să ne rugăm. Frații noștri, surorile noastre, sora Magda nu este cu noi, pentru că nu că nu vrea să fie cu noi, dar este o problemă de sănătate. Sora Lidia, la 88 de ani, în ianuarie, 89 de ani, și am vorbit în mașină, o să-i ținem ziua de 90 de ani, cu ajutorul Domnului așteptăm să fie cu noi la 90 de ani. Amin? Amin. Nădăjduim în Domnul și ne bucurăm de faptul că o întărește Dumnezeu la vârsta aceasta să fie la al doilea serviciu în ziua aceasta împreună cu noi. E un mare har. Amin. Ne rugăm pentru cei nemântuiți. Dragii mei, să nu deznădăjduim în rugăciunile noastre. Adeseori diavolul ne spune, dar ce să te mai rogi? Că vezi că nu se schimbă absolut nimic, parcă mai rău se face. Să ne rugăm pentru acei nemântuiți și în mod deosebit, prietenul Andrei este aproape de noi, a petrecut cu noi. Rugați-vă, el vrea să vină din nou în America. Rugați-vă ca Domnul să-l ajute să facă acel pas. A vrut să se boteze înainte de a pleca. Ultima dată mi-a spus clar, vreau să fac pasul acesta, dar soția lui merge la biserica ortodoxă, el merge la biserica catolică și e crâznic. Vă dați seama, se duce într-un sat în care toată lumea te știe, nu e un lucru ușor, dar Dumnezeu poate să facă minunea mântuirii întâi în viața lui și în viața familiei lui, a celor dragi ai lui. Să ne rugăm pentru Cleo, dragii mei, aștept de la Dumnezeu un moment de cercetare deosebită, să nu deznădăjduim, să așteptăm ca Dumnezeu să facă această minune pentru el. Amin. Și ați văzut ce ușor este ca
în viața copiilor să se producă accidente. Ne rugăm Domnului pentru seara ca Domnul să o întărească și să-i dea sănătate. Dar ne gândim, Emanuel. Tobita mi-a zis că e Emanuel, dar nu știu de ce, eu înțeles că e seara, dar în sfârșit, nu contează. E un copil și Domnul știe despre cine e vorba, da? Dar aș vrea să ne rugăm pentru copiii noștri în continuare. Domnul să-i ajute să audă cântările Domnului. Ei cresc cu cântările acestea de laudă. Dar să ajungă la acel moment în care teama aceasta despre care vorbește psalmistul este acel respect. E una să te asculte copilul pentru că e frică de curia, e alta să zică pentru că îl respect pe tatăl meu și pe mama mea, pentru că îl respect pe Dumnezeu, fac ceea ce mă învață Dumnezeu. Amin? Amin. Îmi dau seama că cu toții avem dorința aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu, însă aș vrea ridicați în picioare cu doi frați și două surori să aducem înaintea lui Dumnezeu cererile noastre și mulțumirea că El ascultă rugăciunea. Și lumină ca să putem să pricepem cuvântul. Amin. Te rugăm, Doamne, întărește-ne pe cale și ajută-ne ca să fim după voia Ta. Amin. Amin. Doamne, trebuie să duci de Emanuel să iei durerea, Doamne, amin. Și fii cu el, Doamne, la spital, acum timp este în mâna Ta și amin. Totul va fi bine. Și te rugăm pentru acesta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Două surori. Doamne, să-ți mulțumim pentru că suntem aici în această seară, Doamne, te rog ca Tu să ne vorbești în această seară, Doamne, la fiul meu ca Tu să îl vindeci mâna la Emanuel, Doamne, să-ți mulțumim, Doamne, și pe care doctorul să-l vindecerea pe Doamne, te rog ca Tu să fii și cu noi în această seară și toți copiii care sunt aici, Doamne, să-ți rog ca Tu să ne vorbești prin Duhul Tău ce spun și ajută-mă, Doamne, ca ajută-mă pe mine personal, ca întotdeauna, Doamne, să-ți fac voia Ta și să mă cumpăresc așa cum vrei Tu, în numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul. Continuăm să cântăm despre munți în seara asta. Când ești pe munte, viața e ușoară, în zile senine, tu ești liniștit, dar când vine furtuna și ești jos în vale, nu-ți pierde credința în Dumnezeul cel bun. Soare pe cer.
pace și bucurie. Domnul este cu tine. Domnul este cu tine. Și în val și pe munte, când e furtună sau e soare pe cer, El îți simte durerea când treci prin încercare. Îți dă speranță, pace și bucurie. Ușor să dai sfaturi când ai niciun necaz, dar când ești jos în valea de încercări și tristețe, atunci credința ți-e supusă la crezi. Domnul este cu tine. Și pe munte, când e furtună sau e soare pe cer, El ținte durerea când treci prin încercare. Îți dă speranță, pace și bucurie. Domnul este cu tine și în val și pe munte, când e furtună sau e soare pe cer. El ținte durerea când treci prin încercare. Pace și bucurie. Amin. Ne bucurăm din nou în seara aceasta să-l avem pe fratele Aninoiu, îi spunem un bun venit înainte ca să se întoarcă în România. Mă bucur că poate fi cu noi împreună cu Geaș. Geașua, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Nădăjduim și cerem ca Domnul Dumnezeu să îi dea după masa aceasta un cuvânt potrivit pentru inimile noastre. Câteva anunțuri. Miercuri, studiu biblic la ora 7 cu cei ce doriți și puteți. Vă așteptăm cu toată bucuria. Vineri vor fi repetițiile la orchestra, începe la ora 6. Iar apoi după aceea va fi corul copiilor și școala duminecală pentru grupa mare a copiilor. Apoi corul va avea repetiție de la ora 7:30. Ne vom întâlni din nou la ora 10, duminica viitoare dimineața, serviciul obișnuit, și după masa la ora 6. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie și în timpul acesta vom lăuda pe Domnul cu o cântare, după aceea ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului.
toată viața mi-am dorit eu sufletul să mi-l hrănesc cu amăgirile deșarte, voia să mi-o împlinesc. O, aleluia, este Iisus, cel pe care l-am aflat. El mi-a dat în dar viață, sângele când o voce blândă m-a chemat la harul său. O, aleluia, este Iisus, cel pe care l-am aflat. El mi-a dat cel pe care l-am aflat. El mi-a dat, El mi-a dat în dar viață, sângele Lui, sângele Lui m-a salvat. Ești izvor de apă vie, pâinea vieții, Doamne, ești, ești nespusa-mi bogăție. Doamne, cât de mare ești. O, aleluia, este Iisus, cel pe din Geneza, capitolul 43, versetul 11.
Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa, luați în saci ceva din ceea ce este mai bun, din cele mai bune roade ale țării, ca să le duceți, să-i duceți un dar omului acelui, așa anume, puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Amin. Amin. Ieri am venit și mâine plec. Așa de repede a trecut timpul, dar mă bucur din toată inima că ultima întâlnire o am cu dumneavoastră. S-a creat o legătură de inim, de suflet și aș vrea să vă împărtășesc cele trei priorități ale vieții. Vedeți, Egiptul avea orice, dar ce n-avea Egiptul era leacul alinător. Acum 30 de ani mă uitam cum se zbăteau tinerii să plece în America și așa era vorba. Domnule, trebuie să te duci, că altfel când ajungi în cer, faci infart, dacă nu treci întâi prin America. Și oamenii așa au crezut. Deci, prima prioritate, leacul alinător, Domnul Iisus. Al avea pe Domnul Iisus, înseamnă a avea totul. În capitolul 27 din Ezechiel este descris tot comerțul exterior al lumii. Acum aproape 3000 de ani, în capitolul 27, se vorbește despre tot comerțul care trecea prin Tir și Sidon, cetățile Mării Mediteraniene. Și acolo spune că la versetul 17, că Israelul făcea negoț cu ce? Cu grâu de minit și cu leac alinător. Lumea are orice. America nu te scutește de infar dacă nu ești, dacă nu ai pe Domnul Iisus. Are orice. Dar ce n-avea Egiptul și ce nu are America este leacul alinător de Galat. Vedeți, prin orice am trece, noi avem o mângâiere, avem leacul alinător. Acest leac, cine poate fi? Mântuirea vine, spune la Ioan 4, Domnul Iisus vine din Israel. Mântuirea a venit prin Domnul Iisus. Prioritatea numărul 1. Oamenii au nevoie de Domnul Iisus, nu de doctrine. Noi trebuie să-L ducem pe Domnul Iisus mai departe. Dacă Domnul Iisus ar fi rămas în Israel, noi, cei din România, cei din Europa, cei din America, niciodată n-am fi cunoscut. A fost eroi ai credinței care a dus mesajul Evangheliei mai departe. Doar, să vă spun așa, într-un scurt timp, două exemple. Când am făcut filmul celor 7 biserici de Asia Mică, am stat la masă cu un arab la micul dejun
Și eu l-am întrebat, întâmplător. A spus, domnule, dumneata, ai citit Coranul. Suntem în țara Coranului. Și eu sunt om de afaceri, n-am timp. Dar dacă vă dau eu o Biblie în limba turcă, o să o citiți? M-a impresionat că a fost foarte receptiv, a vrut să-mi dea bani și am spus, eu fusesem la mare, la Constanța și o primisem gratuit, primiseră frații în limba turcă. Am vrut să vă spun că omul acela s-a întors la Dumnezeu, ne-a făcut o bucurie extraordinară, nu puteam ieși din Izmir, din Smirna, străzi cu sens unic, în sfârșit. Nu mai vorbesc că era închis locul unde trebuia să filmăm, s-a dus la primărie, s-a lăsat că el spunea că e om de afacere, n-a făcut nicio afacere, dar a făcut cea mai mare afacere că s-a întors la Domnul. Și al doilea caz, mă întorceam cu motocicleta de la Petroșani și la un moment dat văd un om, așa, în vârstă, cu fruntea lată, mi-a atras atenția acest cetățean și am oprit motocicleta în fața lui, pe un pod. Și l-am întrebat dacă are Biblia și mi-a spus, eu o am sus, pe mi-aș arăta muntele, unde să cobor să se ia pâine. Și am discutat cu el, i-am citit câteva versete din Biblie, în legătură cu mântuirea. El văzuse pe cer cifra 20. Ce, domnule, eu în acest loc m-am întâlnit de multe ori cu Dumnezeu și am văzut ultima mea vedenie a fost cifra 20. Ce vreau să vă spun? Am intrat cu el în tufiș acolo, ne-am rugat, când să plec m-a întrebat... Cât e ceasul? Era ceasul 8, ora 20. Când eu i-am spus ora 20, zice, mi s-a dezlegat și ultima întrebare. Ce vreau să vă spun? Oamenii au nevoie de Domnul Iisus. Și noi trebuie să le spunem. Dacă noi nu le spunem, așa am făcut și când am ajuns în templul de aur al lui Buddha. Am zis, domnule, dacă... În templul ăsta de aur, cât misionar ajunge pe pământ. Și așa i-am spus despre Domnul Iisus. Deci, primul lucru, prioritatea numărul unu a vieții, să ducem acest nard, să ducem acest leac alinător, să-l ducem cât mai multor oameni, căci lumea în jurul nostru pierde, și creștinii se ocupă de nimicuri, uneori și nu toți. Dacă nu iese prioritatea numărul unu a noastră, mântuirea sufletelor, nu ne-am înțeles rostul pe pământ. Cu ce preț, cât de mult au plătit înaintașii noștri și cât de mult plătesc în China. Eu am fost urmărit din primul moment când am pășit în China. Dar am mărturisit și acolo. Vreau să vă spun că nu trebuie să ne iubim viața, că de-aia n-avem viață. Cei mai mulți oameni își iubesc viața mai mult decât Evanghelia. Și pentru aceasta, eu nu știu de ce am trăit 87 de ani, dar poate că una din cauze este și aceasta, că n-am ținut la viață. Cine își iubește viața o va pierde. Mi s-a pus în față, dacă nu te faci membru de partid, dacă nu te faci cu... Nu, am rămas totdeauna de partea Domnului Iisus, de partea adevărului. Deci, prioritatea numărul unu, să căutăm să smulgem din foc, pentru că lumea merge cu pași repede spre prăpaste. Mai curând sau mai târziu, călătoria se va sfârși. În orice condiții, cât ai fi de fericit, cât ai fi de bogat, toți va trebui să, cum spunem, prorocul Ieremia capitolului, dromaderă obosită, om chinuit și obosit, privește spas și în valea vieții. Privește și vezi dacă ai făcut ceva pentru Domnul. Mudi. Astăzi de dimineață am fost la
la Island și am spus fraților de acolo. N-a lăsat decât o săptămână. Moody a zis în anul 1877, zice Domnul, până săptămâna viitoare să vă gândiți ce faceți cu Domnul Iisus. Aceasta era întrebarea lui Pilat. Ce să fac cu Iisus? Și când s-a sculat dimineața Moody, trei sferturi, cât era de mare orașul Chicago, trei sferturi din oraș a ars. Nu trebuie temporizată. E adevărat, din comoditate, eu mă bucur că adunarea mea să se vie, se prosperă și Dumnezeu vă binecuvintează. Aceasta este făgăduința Lui. Dar nu trebuie temporizată mântuirea semenilor noștri. Avem frați, avem prieteni, avem cunoscuți. Prioritatea numărul unu să vestim pe Domnul Iisus. Orice mlădiță care este mine și n-aduce roade, la Ioan 15, versetul 2, el o taie, dar pe orice mlădiță care aduce roade, o curățește ca să aducă și mai multe roade. Prioritatea numărul 2. Toată lumea e necăjită. Toată lumea. Fie de o boală, fie că n-are serviciu, fie că n-are ceva. Ce înseamnă leac alinător? Să poți duce o speranță acolo unde disperarea macină sufletele. Dumnezeu vrea. Mi-a făcut cuvântul cu care începe versetul acesta. Ați văzut? Fiindcă trebuie, mi-a atras atenția foarte mult, fiindcă trebuie, ce trebuie? Leacul alinător să-l ducem la cei nemântuiți, leacul alinător să-l ducem la cei trudiți. Eu vă mângâi, zice Domnul, superlativul absolut în limba ebraică se formează din repetarea substantivului. Eu, când găsim de două ori un cuvânt, Dumnezeu ne conduce la superlativul absolut. De ce e nevoie de mângâiere? E nevoie de leacul alinător îngălat. Noi putem să spunem ceva oamenilor, putem să spunem din viața noastră, din descoperirile noastre, să putem spune oamenilor o experiență. Adică Dumnezeu ce-a făgăduit împlinește. Și cine a făgăduit? Păi ca onoarea ca să fie făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păi onoarea asta poate fi cu ceva comparată? Nu. Da, dar e cum. Avem minte, avem... Da, să nu uităm că mintea veche te minte. Zice clar să ne înnoim, pentru că sediul lui Dumnezeu este în minte, dar mintea înnoită, metanoia, mintea înnoită este sediul lui Dumnezeu. De aceea, noi avem ce să spunem oamenilor care sunt necăjiți, care sunt căzuți. În Isaia 51, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-am uns să vestesc săracilor Evanghelia. Lucru pe care l-a preluat Domnul Iisus în Luca la capitolul 4. Deci trebuie să mângâiem în această lume căzută. Eu spune, mângâietorul, înșelător a fost prietenii lui. Mângâietorul adevărat noi nu mângâiem oamenii prin vorbele noastre. Noi mângâiem oamenii prin vorbele mângâietorului. Prin definiție, asta este Duhul. Duhul Sfânt este un mângâietor. Deci prioritatea a doua este să fim folosiți.
mă gândesc ce dramă va fi în veșnicie când aceia care lucrează cu noi nu știu nimic. Am fost la o mormântare la Brașov și vă spun e fapt autentic. A fost vecinul unui om care l-am mormântat, un frate de credință, l-am mormântat și știi ce a spus vecinul acesta în fața mormântului deschis? Ce, domnule, de ce nu mi-o fi spus și mie omul acesta că e așa de frumoasă viața cu Domnul Iisus? De ce nu mi-o fi spus? Fraților, am plecat de acolo cu cea mai mare durere și remușcare. Să te duci, să ai un vecin la care să nu spui niciodată nimic. Dom'le, n-ai ce pierde dacă mărturisești pe Domnul Iisus. Nu trebuie să ne fie cine se va rușina de mine, spune, mă voi rușina și eu de el. Nu trebuie să-i fie rușine cu Domnul Iisus. Eu sunt expert contabil și a venit odată, mi-a cerut, trebuia să jurăm. Când facem expertiză, trebuia să le punem jurământul, că suntem corecți. M-am dus la președintele tribunalului cu Biblia, m-am dus și am spus, Matei 5. Dom'le, Biblia spune să nu jurați nici pe cer, că este scaunul mia lui Dumnezeu, nici pe pământ, că este așternutul picioarelor sale, nici pe un fir de păr, că nu poți să-l faci alb sau negru. Ei aveau traducerea Cornilescu. Asta era la tribunal. Dom'le, din momentul acela, n-a dat lege, dar nimeni n-a mai fost chemat, nici un expert contabil, n-a mai fost chemat să-i depune jurământ. M-am dus, am zis, bă, dacă eu nu-i spun, cine să ducă să-i spună președintelui că nu e legal să cer, că Dumnezeu interzice jurământul, să nu juri? Când a văzut că nu poți face un fir de păr alb sau negru? De aceea vreau să vă spun doar informativ. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să depunem mărturie în această lume, unde vedem că e ceva strâmb, să putem să îndreptăm lucruri prin cuvântul lui Dumnezeu, nu prin ceea ce facem. Noi nu putem face nimic. Asta este realitatea. Noi n-avem în noi înșine, așa spune Apostolul Pavel, chiar când l-aș spune odânsul, nimic bun nu locuiește în mine. N-avem. Și Dumnezeu nu lucrează cu materialul clientului. Dumnezeu are atâta har, are atâta putere să folosească materialul clientului, cum suntem noi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Cele priorități sunt multe, dar n-am vrut să mă gândesc decât la trei. Prima prioritate, nevoia mântuirii, a doua prioritate, nevoia mângâierii și a treia prioritate, nevoia de a-L arăta pe Domnul, nu pe omul, indiferent cum se numește omul. De ce nu se întorc evreii la Dumnezeu? Păi e simplu. Fiecare religie, catolicii, ortodoxii, luteranii, și noi ceilalți protestanții, dar nici protestanții nu mai protestează împotriva păcatului. Noi toate categoriile, fiecare îl prezintă pe Domnul Iisus așa cum l-a învățat, așa l-a învățat. Din nefericire, noi nu prezentăm infinitatea calităților sale. El are infinite calități. E, fiecare din noi reprezentăm una din calitățile infinite ale sale. Miliarde de calități. De multe ori noi ne prezentăm pe noi. Păi când se recomandă Iona, el, eu sunt slujitorul Domnului, slujitorul celui ce-a... El era pe marea Domnului și pe marea Domnului numai martor al Domnului nu era.
De aceea am vrut să spun, fiecare ne, fără să vrem, fără să vrem, noi reprezentăm ceea ce suntem. Am văzut creștini nervoși, am văzut pastori nervoși, am văzut oameni care taie și spânză. Noi să sunteți binecuvântați, noi ne cunoaștem de peste 30 de ani, avem amintiri așa de frumoase. Dar ce vreau să vă spun? Sunt oameni care se prezintă pe ei, nu pe Domnul. Și noi fiecare, în toate circumstanțele vieții, noi trebuie să-L prezentăm pe Domnul. Cum este El? Păi nu e ca noi. Nu e supărăcios. Eu am zis, colaborez cu cele trei posturi de televiziune și le-am spus, cea mai mare binecuvântare posibilă pentru om este să fie făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce? Păi dacă suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem bine, suntem frumoși, suntem sănătoși, suntem... Pentru că Dumnezeu nu se poate. Dumnezeu, eu m-am gândit așa, ce-ar mai fi, spunem Isaia capitolul 5, ce-aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Ce să mai cerem noi lui Dumnezeu? Ce lucru ar mai putea să aibă rezervat și să nu ne ofere? Ne-a dat totul. Dar ne arată Roman, El care ne-a dat pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și am văzut, El le dă toate, dar numai împreună cu El. Ăsta e secretul, cel mai frumos secret al vieții. Doamne, vrei să ai totul, vrei să nu-ți lipsească nimic în viață. Eu vă spun la. La 87 de ani, sunt fericit, nu lipsește nimic. De ce? Pentru că avându-L pe Domnul, ce-ți mai trebuiește? Dacă ăla e cu adevărat, pentru că Apostolul Pavel la Galateni 2 spune, acum trăiesc. Dar din ce trăia? Pentru că Domnul Iisus trăia în el. Deci noi începem să trăim atunci când am murit de tot. La noi, la Marea Neagră, s-a scufundat mult, dar unul era foarte bun înotător și el s-a dus în larg. E, în momentul când cineva mai are energia lui, în momentul acela, salvatorul trebuie să-i dea în cap, să-l amețească, să-l deposedeze de orice putere. Ultima putere pe care o are, l-a îngropat și pe ăla care a venit să salveze. Deci noi nu avem nimic bun decât ce avem din El. Ce e din Domnul Iisus este perfect. De aceea, a treia prioritate, noi când stabilim prioritățile vieții, le stabilim după alte criterii. Tânărul le stabilește după timpul pe care îl are. Dom'le, am timp, mă duc și la adunare, dacă îmi rămâne timp. Mă duc și fac ceva. Vreau să nu uit o paranteză foarte importantă. Sunteți tineri, sunteți copii pe aici. Secretul longevității și al fericirii este ascultarea de părinți. Am văzut atâția tineri nenorociți. Pentru că ascultarea de părinți este ultimul. Asta ei au stabilit-o până la 18 ani. După 18 ani, mie niciodată mama nu mi-a spus să nu plec în America sau tăti. Dar eu le-am luat pulsul. De aceea vreau să vă spun, extraordinar de mare pagubă au tineri în viață și de aceea și spune cuvântul, li se taie zilele în timpul fericirii. De ce? Pentru că nu își respectă părinții. Și pentru aceasta sunt nefericiți. Pentru mine, părinții
au fost și sunt pentru eternitate îngeri. Prioritatea aceasta, pe care, ultima prioritate, așa cum am spus, Dumnezeu să ne... Adică toate sunt... Priorități sunt multe. Eu am spus aici prioritatea numărul 1, mântuirea. Prioritatea numărul 2, neapărat să alinăm durerile și necazurile care sunt. Prioritatea numărul 3, o repet, să-L prezentăm pe Domnul, nu pe noi. Avem atâtea motive să ne lăudăm că am făcut studii, că am umblat, că știm nimic. Nimic, așa spune Apostolul Pavel. N-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știm când și dacă ne vom mai vedea pe aici, poate, dar în mod sigur, dincolo, cu ajutorul Domnului, ne vom vedea condiția ca să stabilim corect prioritățile vieții. În această lume pot să vorbesc despre ultimii 80 de ani ai lumii. Am făcut parte din generația dintre Philadelphia și Laodicea. Ceea ce a caracterizat biserica din Philadelphia, acelora care s-au născut în secolul al XVIII-lea, ceea ce a caracterizat viața lor a fost iubirea. Vă spun, nu exista între noi decât dragoste. Și pentru aceasta a meritat această definiție biserica din Philadelphia. Când am filmat biserica din Philadelphia, prin excelență față de celelalte biserici, și acum se păstrează poarta deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările domnice și pământești și gândul final, priorități corecte și viața va fi fericită și aici și în toată veșnicia. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt de îndemn și pentru faptul că Dumnezeu ne-a adus aminte de aceste priorități. Mă bucur pentru fratele Aninoiu și e interesant de felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia. A lucrat în viața dânsului și nădăjduiesc, avem deja octogenari aici, nădăjduiesc ca Domnul să dea copiilor lui viață lungă. Dar nu contează mulțimea anilor, cât contează cu cine îi parcurgem anii aceștia. Și vrem să rămânem lângă Domnul Iisus Hristos și vrem să putem să fim o binecuvântare pentru alții, să putem duce mântuirea la cei nemântuiți. Transmitem salutul nostru prin fratele Aninoiu, fraților din România. Nu știu dacă fratele n-a, cred că o să-i dăm un buletin înainte ca să plece și să vadă salutul nostru este în Iosua, capitolul 1, versetul 8. Și am vrea să ne mai întâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar acest gând al veșniciei este ceva sigur. Pe pământul acesta nesiguranța ne pândește pe fiecare dintre noi, dar am vrea să-L mai vedem, nu? Sunteți de acord dacă Domnul mai îngăduie să ne mai putem bucura și îl invităm la nunta de sărbătoarea de 90 de ani a lui sora Lidia. Domnul Dumnezeu să vă dea putere și e un lucru frumos, frați și surori, să poți să vezi felul în care Dumnezeu binecuvintează și mă bucur și mulțumesc Dumnezeu pentru acești ani de viață lungă pe care Dumnezeu îi dă unora și să vă dea acești ani tuturora dintre dumneavoastră. Amin. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, ridicați și îl rog pe fratele Nelu Osu să încheie părtășia din seara aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeule minunat,
Creatorule de oameni, Cel care ne-ai făcut după chipul Tău, binecuvântat să-ți fie numele Tău. Doamne, venim în fața Ta pentru că Tu ești iubitor de oameni. Și dintotdeauna Tu ai vorbit cu înțelepciune ca să poți să ne câștigi sufletele noastre. Binecuvântat să-ți fie numele Tău, pentru că ești salvator de oameni. Ai dat ce ai avut mai scump în cer, ca să ne răscumperi din păcatele noastre. Binecuvântat să-ți fie numele Tău, că Tu porți bolile noastre. Doamne, Te rugăm și pentru Emanuel Ioan să-l binecuvântezi cu sănătate, să-i vindeci degetul lui, să-i dai alinare. Doamne, mulțumim că aici pe pământ Tu ai îngăduit, așa cum am auzit, să trecem prin văi, să trecem peste dealuri, prin munți. Și nu totdeauna este ușor, dar de fiecare dată ne-ai îngăduit ca să avem la noi leac alinător. Mulțumim frumos că ceea ce lumea nu are, chiar dacă trecem la fel ca și lumea, prin aceleași situații, Doamne, noi avem leac alinător. Ajută-ne ca să-L ducem și la cei năcăjiți, întristați, nemântuiți, și lucrarea Ta să fie binecuvântată în mâinile noastre. Mulțumim că ai dat în biserica noastră daruri minunate, poezi, scriitori, cântăreți, ai dat oameni ca eclesiastul, ai binecuvântat biserica noastră cu tot felul de daruri. Te rugăm frumos ca să ne ajut să le folosim spre slava numelui Tău. Binecuvântează pe toți cei care au fost în locul acesta și au ascultat Evanghelia. Binecuvântează pe robul Tău, pe care L-ai folosit în chip minunat. Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Eu am CD-ul, am putut să vă spun că am CD-uri pentru cele două cărți. Cine vrea să CD-ul și un film, adică 12 filme făcute din cosmos. Da. Atât am să spun. Cine? Ați înțeles, ați auzit. Deci fratele prezintă pentru cei ce doresc filmele făcute din cosmos, 12, am înțeles, și celălalt CD-ul. Domnul să vă binecuvinteze. Apreciez toată dragostea și jertfa. Domnul să fie cu dumneavoastră. Vă doresc o săptămână binecuvântată și așteptăm să ne vedem cu ajutorul Domnului miercuri cu cei ce puteți. Multă pace și binecuvântare. Eu vă mulțumesc de ospitalitate. Dumnezeu să vă vină.